Ce contează mai mult, banii sau familia? Ei, asta e un subiect delicat și un subiect foarte important la care ar trebui să te gândești în cazul în care vrei să ai mai mulți bani. Pentru că, din păcate, mulți oameni aleg să-și sacrifice familia ca să câștige bani. Ceea ce e o mare, mare greșeală. Pentru că ce folos să ajungi un om prosper și un om care să aibă mulți bani și o mașină frumoasă și o casă frumoasă în momentul în care divorțezi sau nu te mai, din cauza că nu te-ai ocupat de copiii tăi, ajung niște derbedei, niște tembeli, așa cum vezi pe la televizor, fii de bogătani care se droghează, fac trafic și așa mai departe. No. Deci, ideea e în felul următor. E o idee foarte bună să-ți dorești să câștigi mai mulți bani, da? Să trăiești într-un mod mai confortabil, să poți să-i ajuți mai mult pe alții, să poți face donații către orfelinate, către oameni nevoiași, da? Nu către cercetătorii profesioniști. Dacă ai bani mai mulți, poți să-ți extinzi posibilitățile și poți să-i ajuți mai mult pe ceilalți, da? Hey, dar dacă tu te gândești să te îmbogățești cu prețul sacrificării familiei tale, atunci ai făcut cea mai mare greșeală. Pentru că o să ajungi poate un om prosper și un om bogat, dar soția ta se va duce după altul sau tu te vei duce după alta, da? Pentru că banii sunt puternici, banii sunt foarte puternici și dacă nu-i poți stăpâni tu pe ei, te stăpânesc ei pe tine și dacă ajungi slav banilor, ești un om terminat cu toți banii din lume. Da, și o să spun într-un episod viitor despre cum poți să-ți distrugi viața dacă ajungi să iubești banii. Pentru că și în Biblie scrie că iubirea de bani e rădăcina tuturor relelor și mulți au luat o razna de la bani. Pentru că ei n-au știut că banii sunt puternici și banii au ajuns să-i controleze. Deci, ideea e în felul următor. E bine să muncești, e bine să citești cărți despre bani. E bine să înveți de la oamenii care au câștigat bani, cum au câștigat bani. Dar niciodată nu-ți sacrifica soția ta sau soțul tău pentru bani. Niciodată nu sacrifica timpul care ar trebui să-l petreci împreună cu copiii tăi, să-l sacrifici ca să câștigi bani. Pentru că vei câștiga bani, dar îți vei pierde soția sau îți vei pierde copiii. Și dacă ți-ai pierdut familia, atunci ți-ai pierdut tot și poți să te duci în iad cu banii tăi și poți să te duci oriunde cu banii tăi, că e câștigat absolut degeaba. Sper că ți-am fost util, gândește-te bine la chestia asta și meditează la treaba asta și ne vedem tot la viitoare cu o nouă ediție, cu o nouă emisiune despre bani și despre succes. Până atunci, abonează-te, like, share, mai departe spune și prietenilor tăi ca să se gândească la treaba asta și ne vedem data viitoare. Până atunci, pe curând!